Totuși, criza are o influență directă asupra societății. Adică ea nu este ceva despre altcineva și cumva nu influențează societatea în care trăim și oamenii care suferă din cauza asta. Deci, în primul rând, este o consecință directă în neîncrederea cronică deja în instituțiile statului și în viitorul Republicii Moldova. Și asta se reflectă în exodul masiv care îl avem, un exod vertiginos. Noi avem o rată de plecare net superioară oricărei stat din Europa, un prag de sărăcie care nu l-are niciun alt stat din Europa, o neîncredere a agenților economici în instituțiile statului și, desigur, efectele devastatoare ale pandemiei. Toate astea sunt legate direct cu criza pe care noi o avem, pentru că ea este în epicentrul explicațiilor. Deci această schimbare continuă în timpul unui parlament a polilor de putere, așa, dacă le-aș spune științific, dar de fapt este vorba de gaște, care și-au schimbat de 3 sau 4 ori orientările politice într-un singur parlament, într-un mod definitiv s-au dus la situația în care noi ne aflăm și în incapacitățile pe care le avem instituționale, și asta se reflectă direct în starea asta de disperare care există în societate. Și eu, ca un om care circul în fiecare zi în teritoriu și am contact direct cu oamenii, eu uneori am câte 7 localități în săptămână în care mă întâlnesc cu oamenii și vorbesc. Deci noi suntem într-adevăr într-o situație absolut inedită de 30 de ani în care nu există capăt a disperării și a neîncrederii. Frigul, foametea, întunericul, glodul, deci toată starea asta care există și la care se suprapune această incertitudine politică, pentru că crizele sunt o chestiune firească în democrație, să înțelegem. Nu putem vorbi de crize ca de un fenomen anormal. În toate societățile există criză politică. La noi există o criză a statului și asta este marea problemă și marea diferență, pentru că această criză a statului este o criză continuă de 30 de ani. Și ea generează anumite remedieri pe termen scurt, în care există un consens, relativ consens controlat de forțele externe, fie de la est, fie de la vest, care impun un anumit ritm de dezvoltare, așa să-i spunem. Dar în rest, noi nu avem stat, nu avem instituții, nu avem capacități, nu avem diplomații, nu avem instituții de apărare și securitate, nu avem instituții de medicină, că le vedem că se sufocă și se prăbușesc. Deci asta este rezultatul celor 30 de ani de existență a Republicii Moldova și lucrurile nu prea văd cum pot fi schimbate dincolo de această mentalitate pe care eu o numesc de cerșetor pe care noi o avem. În condițiile în care am trăit ca stat din credite, din donații, din investiții, fără ca să ne întrebăm când vor apărea din interior resurse și potențial ca noi să ne dezvoltăm plenar ca o entitate statală. Sau cel puțin dacă am fost concepuți ca o entitate statală și oamenii pretind că au instituție, ele ar trebui să fie reprezentate ca atare. Cu regret, ele nu sunt. Și cetățenii Republicii Moldova au căzut într-o capcană deja de 30 de ani, în care sunt ostatici exploatări economice și electorale din partea unui nucleu, așa să spunem, care uneori suferă schimbări periodice, dar el este un nucleu constant de miniștri, deputați, judecători, procurori, avocați și alții care se complac în ipostaza asta de a avea stat independent și pentru care grija cetățenilor nu contează.